Înscrierile la examenul de titularizare se fac până pe data de 16 iulie. Tot în această perioadă pot depune dosare și cei care doresc să participe la repartizarea pe baza mediilor din anii anteriori 2014-2019 și cei care solicită detașarea la cerere. Lista candidaților înscriși la examen, inclusiv a celor care sunt deja pe durata viabilității postului și solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată, se afișează pe data de 22 iulie. Proba scrisă se va susține pe 29 iulie 2020. Afișarea rezultatelor inițiale va avea loc pe 4 august. Cererile candidaților care solicită repartizarea în alte județe se depun la sediile inspectoratului școlar din acele județe. Se informează în scris inspectoratul școlar al județului unde acesta a susținut examenul că dorește repartizarea în alt județ în perioada 6-7 august. Contestațiile se depun fie la sediul inspectoratului școlar, fie electronic în perioada 4-5 august, iar soluționarea acestora se va face în perioada 5-10 august. Afișarea rezultatelor finale va avea loc pe 14 august, iar repartizările candidaților vor începe pe 12 august.